Bine v-am regăsit, dragii mei! Cum vă simțiți? Sper că sunt toți cu toții bine! Vreau să vă zic la toată lumea, bine ați venit, dragii mei, și mă bucur pentru mesajele voastre frumoase. Am răcit puțin, dar se cunoaște și după voce, să dea Domnul să fie bine, pentru că vremurile s-au schimbat, când e rece, când e calde, aia am răcit puțin, dar nu-i pe asta, să dea Domnul să fie totul bine. Cum am zis, dragii mei, vreau să vă zic, până vă zic eu câteva cuvinte, alegeți-vă o brățară neagră sau verde, să știți, cum am zis, aceste brățare, le vedeți pe mâna mea mereu, aceste brățare sunt încărcate cu energie, să știți, vă alegeți o brățară, îți pui o dorință și vei vedea acea dorință cu timpul se va împlini. Te concentrezi în brățară, îți pui dorința și vei vedea că acea dorință cu timpul se va împlini. Așa, dragii mei, cum am zis, vreau să vă mai zic o dată la toată lumea, bine ați venit! Și mă bucur și pentru mesajele voastre frumoase. Într-adevăr, sunt încântată că multă lume mă scrieți. De când m-ați cunoscut, vi s-a schimbat viața spre bine. Îngerii mereu să fie lângă toți abonații mei, dragii mei, să știți. Mereu să vă ajute la orice problemă, să aveți ajutor de la îngeri, scumpii mei, să știți. Dacă v-ați ales, puteți să le alegeți și pe amândouă. Dorești una pentru tine și una pentru familia ta, la dorința dumneavoastră. Dorești și pe amândouă asta cum dorești tu. Poți să-ți pui și două dorințe, poți să-ți pui și una care dorești cel mai mult, să știți. Dacă v-ați ales, să vedem ce ne va spune ceștele noastre pentru următoarele zile, dragii mei, să știți. Am să pun așa brățara ca voi să vă puteți concentra, veți primi energie și când vă alegeți brățara, când vă concentrați în brățară, poate să simțiți simptome, dragii mei, căscat, vometat, să știți că toate acestea, energia o să pătrundă în corpul vostru și o să vă curețe de toate negativitățile pe care le aveți deasupra voastră, să știți. Să deschidem și să vedem. Asta este prima ceașcă, dragii mei, să știți. Vă arăt și vouă ca să vedeți. Întâi să mă uit eu ce este aici. Dragii mei, cum am deschis, văd aici o persoană. Este un bărbat. Acest bărbat de parcă poartă coarne, dragii mei, vedeți? De parcă este un cap de necurat asta. Asta ce înseamnă, dragii mei? Să știți că un bărbat mereu vă jignește. Mereu este pe spatele vostru. Acest bărbat nu face nimica. Mereu vă frânge inima, mereu vă batjocură, mereu. Acest bărbat deja vă pus la pământ, dragii mei, nu vă ajunge putere. Acest bărbat niciodată nu se poartă frumos cu voi, niciodată nu v-a văzut ca o femeie în ochii lui. Mereu așa v-a batjocorit și v-a frânt inima, să știți, pentru că aici vă văd cu inima frântă din cauza acestui bărbat, să știți. Și nu aveți ce face, pentru că acest bărbat nu se va schimba, să știți, pentru că acest bărbat... Din cauza negativităților, poate că din cauza altor persoane, mereu când se pleacă undeva și vine acasă, începe mereu scandaluri, mereu vă frânge inima și nu puteți să aveți liniște în casă din cauza acestui bărbat, să știți, cu părere de rău, asta mi se arată. Acest bărbat chiar și banii din casa voastră vă duce, dragii mei, să știți, mereu vă ia banii din buzunarul vostru, poate câteodată vă ia și pe... Ca voi, fără știrea voastră, vă ia banii din buzunar și pleacă pe la, cum bea alcool și aduce banii de la casa voastră. Acest bărbat deja pe voi v-a pus la pământ, v-a plictisit, dragii mei, cu părere de rău. Dar să știți, după zile negre vine și soare, să știți, dragii mei, pentru că aveți foarte multe uși deschise în casa voastră. Aveți foarte multe inimi deschise. Într-adevăr, voi sunteți așa niște persoane bune că să știți că mereu veți câștiga, dragii mei. Mereu bunătatea, tot ce este bun o să fie de partea voastră. Voi ați răbdat, dar știți până la urmă o să luați răbdarea cu carul, o să luați. O să primiți în schimb cu carul, să știți, dragii mei, o să fie tot binele deasupra voastră, pentru că într-adevăr, acest bărbat foarte mult v-a chinuit și vă chinuie pe voi. Aici mai văd două inimi, dar să știți că lângă aceste două inimi este o hârtie albă, dragii mei, să știți. Poate că în relația voastră să înceapă o pagină nouă, poate că aveți ceva, niște acte de rezolvat, poate niște
mai știu eu ceva cu acte, pentru că este o hârtie albă. Poate să începeți în relația voastră, în viața voastră, o pagină nouă. Asta ce înseamnă, dragii mei? Că o să meargă totul spre bine. Oricum cât în trecut v-a mers rău și nu ați reușit să faceți ceea ce ați dorit în viața voastră, să știți că de acum încolo o să reușiți, pentru că în fața voastră este o hârtie albă și asta înseamnă că este bine. O să reușești să faci totul ce îți dorești, să știți. Acum de parcă sunteți așa în niște nouri negre, așa vă gândiți, gândurile voastre zboară în altă parte. Chiar când mergeți pe drum, cu totul vă gândiți în altă parte. Seara când vă culcați, gândul vostru zboară cu totul în altă parte. Vă gândiți mereu, dragii mei, și asta vă face dureri de cap. Vă face dureri așa de... Vă neliniștește toate aceste gânduri și nu puteți dormi noapte. Foarte mult vă gândiți, să știți, scumpii mei. Vreau să vă zic să vă mai liniștiți, să nu vă gândiți așa de mult, că dacă o să vă gândiți așa mult, o să treceți așa printre niște... psihologia voastră o să se dărâme, fiți atenți, dragii mei. Să știți asta. Aici văd litera M, C, M, N și S, dragii mei. Să știți, persoanele care sunteți cu aceste litere, să știți că pentru voi va veni un cadou. Poate fi cadou, pachet, bani, ceva va trece în mâinile voastre. Poate că așteptați acel cadou sau acel pachet în mâinile să vină la voi. Până la urmă o să vină, pentru că acel pachet este deja în mâinile voastre, să știți. Poate să fie o veste, poate să fie un cadou, poate să fie un pachet. Este ceva de departe, vă vine ceva în mâinile voastre și asta pe voi o să vă bucure foarte mult, să știți. O să fie ceea ce aștepți, la ceea ce te gândești, o să reușiți, dragii mei. Aici mai văd litera T și E. Persoanele care sunteți cu T și E, să știți că vă văd aici că sunteți certați din cauza unei persoane cu litera V. Să știți că această literă V, în 3 zile, acea persoană o cunoașteți, o îndepărtați din viața voastră și voi o să vă întoarceți înapoi în viața voastră, pentru că din cauza acestei persoane, într-adevăr, ați suferit foarte mult. Pentru că este ca o vulpe la spatele vostru, mereu se bagă nasul în relația voastră, dar să știți că în 3 zile acea femeie o cunoști și o dai afară din relația ta și vei fi cu bine, să știți. Pentru că, cum am zis, această femeie e ca o vulpe în spatele vostru, să știți. Îmi cer scuze, dragii mei, am zis că sunt răcită și puțin îmi vine greu să iau răsuflare. Dar să fie bine. Aici vă văd în mijlocul casei voastre, dragii mei, să știți, deja cu ulciorul în mână. Știți cum este zodia vărsător, dar nu este zodia vărsător. Cum este un vărsător cu ulcior, se va revarsă apa din acel ulcior, să știți că voi deja în mijlocul casei voastre stați cu fericire. Pentru că încetul cu încetul orice problemă, chiar dacă aveți probleme, chiar dacă aveți greutăți, să știți că voi mereu treceți peste toate. De ce treceți peste toate? Pentru că aura voastră a început să fie mai puternică și îndepărtează greutățile de ochiul. Tot ce este greu deasupra ta se îndepărtează de tine și în casa ta te vei simți și mai liniștită, să știți, sau liniștiți, pentru că este și pentru femei și pentru bărbați, dragii mei, să știți, va fi bine, stați liniștiți, gândiți-vă la o dorință, să vedem dorința ce ne va spune, sper să fie totul bine, dorința voastră se va împlini și uitați-vă, cum am zis, din casa voastră se duc toate greutățile, vedeți? De parcă este o plută, cum am zis și în ceașca ați ieșit voi, bine, și aici, în casa voastră, a ieșit o plută. Asta ce înseamnă? Că ai noroc în viața ta, încetul cu încetul vine norocul și la tine, să știți, dragi. Să nu vă gândiți că eu nu am noroc, că nu știu ce, nu știu ce. Așteaptă și vei vedea, de parcă este un cal, vedeți? Capul, picioarele și trupul. Vedeți? Norocul, fericirea este mereu lângă tine, să știți. Stați liniștiți! Așa, să vedem și numărul 2. Cineva spune, am să pun și brățara verde, așa, să vedem și numărul 2 cineva zice.
Asta este numărul 2, dragii mei. Să vedem întâi ce este aici. Aici văd în casa voastră multe certuri, dragii mei. Nu știu de ce, dar nu puteți împărți. De parcă sunt așa tunete și scaperite. Știți cum sunt fulgere? Așa fulgere în casa voastră și nu știu de ce. Sunteți bine, iarăși încep certuri. Sunteți bine, iarăși încep acele certuri în casa voastră. Nu știu ce, nu puteți împărți, dar aceste certuri le văd că sunt din cauza rudelor voastre. Cum vă intră o rudă în casă, cum începe toate scandalurile în casa voastră, să știți. Mai stați mai departe de rudele voastre, pentru că aceste rude mereu vă face ceartă în casă. Aici văd o cizmă, dragii mei. Vă arăt și vouă, ca să vedeți. Vedeți acea cizmă, acel ciorap, cum se zice. Să știți, uitați-vă și aici de sub și în față, asta ce înseamnă? Că următoarele zile, problemele financiare se termină. Vei fi mai bine financiar, pentru că dacă era această cizmă sau acel ciorap în piciorul vostru, atunci înseamnă că vei trage greutăți financiare. Dar această cizmă este scoasă din piciorul vostru și uitați-vă, aici de parcă este o hârtie albă, să știți, și este bine, este alb totul, să știți că următoarele zile pentru voi financiar merge foarte bine. Poate să-ți rezolvi toate problemele, orice greutate care ai financiară dispare din viața ta, să știi. Aici iarăși văd litera L, A, P, N și D. Persoanele care sunteți cu aceste litere, pentru voi drumuri, vești, cum să zic, încercări noi în viața voastră veți avea. Poate că dorești să faci un lucru, să știți că vei reuși, mereu vei pleca pe drumuri, mereu vei fi bine, să știți, pentru voi începe o timp așa în alergare și asta, această alergare pentru voi este o alergare de bine. Va fi totul bine, să știți, cum am zis, drumuri, vești, tot ce este pentru voi este de bine, să știți. O să fiți în alergare, dar o să alergați pentru voi cu bucurie, să știți. Aici mai văd două aripi de îngeri, dragii mei, să știți. Vreau să vă zic că aceste două aripi de îngeri vă ocrotește casa voastră. Poate că în câteva zile ați avut așa de parcă, poate să fie un accident, poate să fie ceva, avea să fie ceva rău în fața voastră, în viața voastră, poate o să fie, dar să știți că acest înger vă ocrotește, dragii mei. Pentru că, cum am zis, când vi se strică mașina, uiți ceva acasă, te întorci înapoi. Ceva te face să uiți, asta înseamnă că acel înger te-a întors de la o cumpănă, să știți, dragii mei. Pentru că acest înger îl văd mereu cu aripile deschise deasupra voastră, acest înger mereu vă ocrotește. Și încă ceva, văd că unele persoane, unele femei, aveți probleme cu rinichii, cu rinichiul stâng, dragii mei, să știți. Și poate că aveți pietre, poate că ceva aveți probleme cu urina, mai știu eu, dar aveți probleme cu rinichii, să știți. Poate că să aveți, poate că aveți acum, să știți. Femeile care sunteți așa de la 35 până la 40 de ani, aveți acele probleme cu rinichii, să știți. Aveți grijă de voi, nu vă așezați pe pietre, îmbrăcați-vă bine ca să nu răciți, pentru că văd aici probleme cu rinichii, dragii mei, să știți. Aici văd o femeie așezată. Această femeie mereu se roagă pentru voi. Chiar mereu vorbiți cu ea prin telefon, dar această femeie, să știți că poate să fie 6 zile sau 6 săptămâni, să știți că de la această femeie primiți o cheie, dragii mei. Ceva cu o casă, o legătură cu casă, poate să fie moștenire, poate să fie o mutare, dar cu această femeie, cu ajutorul acestei femei, ia-i în mâna ta acea cheie, să știți, pentru că această femeie mereu îți dorește binele și mereu te-a ajutat și te va ajuta în continuare, să știți. Nu știu cine este, dar aveți în jurul vostru o femeie care vă ajută mereu. Aici văd un strugure, dragii mei, să știți că de la cineva poate să primiți un telefon și o să plângeți puțin, poate să primiți o veste, dar nu este veste de rău, să știți. O să primiți o veste că o să vă salte inima de bucurie și o să începeți să plângeți de fericire, dragii mei. Să, pentru că așa de multe vin vești spre voi ca săgețile, știți, așa cum merge săgeata, așa vin spre voi
vești bune, așa că o să vă încarce inima de bucurie și nu o să rezistați și o să începeți să plânge de fericire, dragii mei, să știți. Cum am zis, în ceașca numărul 2, aveți grijă doar de sănătate. Financiar o să vă meargă bine și în dragoste o să vă meargă bine. Stați liniștiți pentru că ceașca voastră este curată, dar, cum am zis, în casa voastră mai sunt încă certuri din cauza rudelor voastre, să știți, dragii mei. Rudele mereu se vâră nasul în relația voastră, în casa voastră și acele certuri totdeauna iese din cauza rudelor voastre, să știți. Gândiți-vă la o dorință, scumpii mei, să vedem și dorințele ce ne va spune. Sper să fie pe înțeles. Dorința voastră se împlinește foarte curând, să știți. Și cum am zis, aceste două persoane, care voi sunteți aici și soțul vostru, cum am zis, dragii mei, îndepărtați-vă de rudele voastre, pentru că cu cât o să intre rudele în casa voastră, certurile nu se vor termina niciodată. Este din cauza rudelor din partea soțului vostru, să știți. Acele rude mereu se vâră nasul în relația voastră și îi umple capul cu feluri de bârfe, de aia vine spre voi și vă ceartă pe voi, să știți, dragii mei. Poate că acele rude pe voi nu vă dorește, poate că ceva, dar din cauza rudelor îndepărtați-le, dragii mei. Pentru că știți cum este în ziua de azi, nici fratelui tău nu ai încredere, așa este, am intrat așa în niște zile, pentru că nicio persoană nu are încredere în nimeni, să știți. Să dea Domnul să fie totul bine, dragii mei. Asta au fost ceștile noastre. Sper să fie pe înțeles. Eu vă iubesc din toată inima, cu tot sufletul, pentru voi fac totul. Și dacă doriți vineri, iarăși să vă fac o curățire, scrieți-mă ca eu să știu ce să fac. Îngerii să fie lângă voi, în casa voastră, deasupra voastră, lângă voi, în drumul vostru, mereu să fie să vă ocrotească. Eu vă iubesc, aveți grijă de voi, la revedere!